În duminica a treia, după Sfintele Paști, le sărbătorim și pe cele care au îmbrăcat în gerescul chip și care uneori, departe de lume și de civilizație, stau cu mâinile împreunate la rugăciune și lucrează jertfelnic, fie pentru a-i ajuta pe semeni, fie pentru a avea grijă de copii, fie pentru a păstra patrimoniul cultural și spiritual al neamului. A fost zi de hram astăzi pentru mica obște de la Mănăstirea Sfinții Treierarhi și Sfintele Femei Mironosițe din Ieud, iar Sfânta Liturghie a fost săvârșită cu acest prilej de Preasfințitul Părinte Justin, Episcopul Maramureșului și Sădmarului. Ierarhul a binecuvântat cu acest prilej noul lumânărar. Așezământul îmbogățește salba mănăstirilor de pe Valea Izei și are o vechime de secole. Este un așezământ monahal străvechi, istoric, care a existat în secolul XIV, se pare că a fost mănăstire voievodală, titoria răgoșeștilor sau bogdăneștilor, soră cu mănăstirea Peric, soră cu mănăstirea Bărsana, și a dispărut în vitregie istoriei. A rămas însă temelia fostei biserici a mănăstirii. Localitatea Eu este una istorică, în Maramureșul Voivodal. Aici s-a găsit în 1925 codicele de la Eu, o străveche lucrare în podul bisericii de lemn și ea, se pare de secol XIV, biserica din Dial. Mănăstirea a reînviat după anul 2000 din inițiativa părintelui Alexandru Brici, parohul acestei localități și s-a construit o minunată biserică înaltă de o zveltețe deosebită în stil maramureșan. Apoi s-a construit turnul Clopodniță și urmează să se construiască o casă monahală frumoasă și spațioasă care să acoperă nevoile duhovnicești și administrative ale acestei mănăstiri istorice, care face parte din salba de mănăstiri de pe Valea Izei, Săpânța Noul Peri, Bărsana, Ieud, Dragomirești. Sărbătoarea Hramului întotdeauna este în atmosfera pascală și venim să facem bucurie la Maica Stareță Mihaela, care a venit de la metropolia Banatului în 2016. După aceea am putut transforma schitul în mănăstire. Ea evoluează foarte frumos, este un proiect nou de casă monahală și mergem cu Dumnezeu înainte. Este o mică, sunt două sau trei măicuțe deocamdată, însă este foarte mult iubită de credincioși. Răspunsurile la strana au fost oferite de membrii grupului psaltic teologos, iar la chinonic, surorile Suzana și Daciana Vlad, interprete de muzică populară, au cântat pricesne. La finalul slujbei, Monahia Mihaela Popan, stareța așezământului, i-a oferit ierarhului o icoană.